Sper ca această expoziție să nu îndepărteze arta din muzeu,
așa cum își doresc, de fapt, artiștii, și l-aș cita pe Joseph Beuys, care a spus că el nu dorește să ajungă în muzeu și până la urmă tot în muzeu a ajuns. Sper că să nu ajung nici eu așa de tare în muzeu cum am acum ajuns Joseph Beuys. Prea multe lucruri nu aș dori să vă spun, decât că trăim niște momente foarte tensionate social. Doresc ca aceste caserole să vă prezinte, așa cum a zis un prieten, pe vremuri când împreună am început să facem primele filme și primele acțiuni cu Petrezu, ca să creăm această solidaritate culturală în fața imbecilității generale. E foarte tristă după mine și doresc să spun că pe lângă bucuria de a vă vedea împreună aici, sau de a vedea împreună la acest vernisaj, există și o tristețe profundă. Să zicem așa, un semn de alarmă pus în această societate de consum. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și mă bucur că sper să reușesc să vă fac o bucurie, cel puțin a întrebării. Mulțumesc!